Mariei, Gheorghe se arată optimist în privința recoltei din acest an. Vremea a fost de partea noastră, cu ploi binevenite care au susținut dezvoltarea culturii de pepeni, spune el. Recoltăm de câteva zile, că a fost iarna și blândă și primăvara ne-a ajutat. Am avut ca niciun an, e alt gust, altă calitate, fiind cald și soare și pepenele e plantă. Asta care... urma să vă întreb cum a fost vremea pentru... Vremea pentru pepeni a fost super bună. În aprilie, pe 4 aprilie, 5 aprilie am plantat, pe tunel, pe folie, pe furtune, de irigare. Și de câteva zile ne scoatem bănuțul ce am investit. Și... Producătorul speră că aceste condiții meteorologice favorabile să continue pe tot parcursul sezonului, asigurând astfel o producție de calitate superioară. E calitate, e gust, a prins căldură, planta, pepenele e o plantă termofilă, îi place soarele, îi place asta, dar nu în exces cum e la noi, acum e 70 de grade, 80 de grade la sol. În rest, suntem mulțumiți acum. Ne scoatem bănuțul că, care l-am investit toată iarna și toată primăvara. Munca și benzină și folie și materiale, că numai noi știm ce prin ce trecem. Deși ajutorul statului este modest, Gheorghe nu se lasă descurajat și continuă să facă investiții importante pentru a-și asigura culturile, indiferent de condițiile climatice. Am săpat un puț forat pentru irigații, pregătindu-mă astfel și pentru eventualele perioade de secetă, explică el. Irigăm până picurare, avem puțul forat, care... Fără apă nu avem nicio șansă să... Eventual, investiția e moartă, dacă nu uzi. Pepinele e 80% apă. Dacă nu îi dai apă, fructul n-are de unde să crească, dacă nu e. Anul ăsta a fost mai cald, a fost nevoie și am băgat apă noi. Că asta e... Aveți un ajutor din partea statului? Nu, subvenția pe suprafață atât. Am încercat să cer subvenție pe legume, a zis că pepele nu se încadrează la legumă și nu știu. Asta e, noi mergem mai departe, că nu stăm în baza, că am ajuns la concluzia că și chiar dacă îți dă niște bani europeni, nu ți-i dă degeaba, sau tot are un cost. Chiar dacă ți-i dă, ți-i scoate și scoate ei înapoi, fără nicio problemă. Da? Noi ne chinuim să rezistăm, vindem anul ăsta, mai oprim bani pentru înființarea noii culturi, că asta e. De câte ani este? De cultivăm? De 25 de ani. 25 de ani de pepen, care mă cunoaște știe, 25-30 de ani am început de, când semănam sămânța cu semănătoarea, era alte vere, alte timpuri, altă climă și acum plantăm, cheltuim cu răsaduri, cu... trebuie să cheltui niște bani ca să înființez o cultură de pepen la ora actuală. Păi, mă refer folii, furtune, arcade, două rânduri de folie. Deci în aceste bani. Suprafața destinată culturii de pepeni se întinde pe 3 hectare, cu un cost de aproximativ 40.000 de lei pe hectar. De ce suprafață ați cultivat anul 3 acesta? Hectare. Avem 3 hectare de pepeni, pe mai multe soiuri. Și preconizați o producție de cât? Cam 50-60 de tone la hectar. Dacă ne ajută Dumnezeu și am zis, nu vine o calamitate să-i strice sau... Una din principalele dificultăți cu care se confruntă în fiecare an este lipsa forței de muncă. Este o problemă constantă, dar întotdeauna găsesc soluții pentru a merge mai departe, mărturisește Gheorghe. Munca la câmp nu este deloc ușoară, însă pentru el reprezintă un mod de viață de care nu se poate despărți. E greu cu forța de muncă. Că... Acum... Observ că aveți băieți tineri. Mai tineri, păi altceva de vârsta mea. Și generația care, dacă noi, eu nu mai cultiv la anul sau peste un an, doi, nu știu dacă mai generația tânără din spate nu prea mai... Pe lângă pepenii verzi, a Mariei Gheorghe cultivă și pepeni galbeni, oferind astfel o varietate mai largă consumatorilor. Prețul pentru un kilogram de pepene verde este de 3,5 lei, în timp ce pepenele galben se vinde cu 8 lei kilogramul. Pentru a evita taxele suplimentare și complicațiile pieței, producătorul preferă să vândă direct de la sursă, chiar în fața culturii, menținând astfel un contact direct cu clienții și asigurându-se că fructele ajung proaspete pe mesele acestora. Cu cât dați kilogramul de pepene anul ăsta? Acum 3,50 lei. Țin prețul pieței. Verde, nu, și da, cel galben? 8 lei. Deci tot ce ți prețul pieții mă interesează, am prieteni și colegi care lucrează pe piață și au tarabe, tot producători, unii din ei producători, alții comercianți, și îi sun mereu, bă, ia zi, a schimbat prețul, sau vin clienții și îmi spune, bă, vezi că la piață s-a lăsat prețul, sau că asta e omul și fiecare pentru 50 de bani, eu la rândul meu să câștig 50 de bani, ei să nu piardă 50 de bani. Și... Dumneavoastră comercializați pepenii aici, la marginea drumului, la kilometrul? La kilometrul 24. La kilometrul 24 și vă mai găsesc oamenii și în altă parte? Nu. Nu că mai necesită costuri, transport, pază, cântare, vânzătoare, eu știu ce necesită la o tarabă. Aici direct de la sursă. Aici la sursă, i-am adus la capul locului, proaspeți. Asta
mă uit că a rămas 10 pepeni, mă duc, mai scot încă o tonă sau două sau câte am nevoie. Și... Prin dedicarea și eforturile sale constante, Amariei Gheorghe nu doar că susține o tradiție agricolă locală, dar contribuie și la furnizarea unor produse sănătoase și gustoase, apreciate de toți cei care se bucură de savorile verii. S-au obișnuit oamenii să cumpere din supermarket mai mult decât de la producător? Supermarketul ne-a terminat pe toți agricultorii, mici agricultori mă refer. Dar de ce credeți că preferă omul să cumpere ceva neromânesc, ca să zic așa, și mai puțin sănătos? Și în România se cultivă, cunosc mulți producători care au 100 și ceva de hectare de pepe. Dar ea nu se uită ca mine la fiecare plantă. Aia încarcă cu 100 de inși și adună 20 de tiruri pe zi și îi bagă în supermarket. Nu contează. Dacă arată pepene, poză. Ei vând poze, nu vând calitatea, gust și alte... Tăiem și noi un pepene. Da, cum să nu? Acum e momentul adevărului. Ce frumos a cântat. Da, așa e. Nu știm să alegem asta un pepene bucop. V-am zis, după linguriță și cârcelul de la codiță.